Salutare și bine v-am găsit la un episod din The Incredible Adventures of Van Helsing și să începem să ne mișcăm. Trebuie să vedem ce mai avem de făcut. Două secunde, coborăm pe aici. Avansăm. Și se pare că suntem atacați din toate părțile. Trebuie să mă îndepărtez. Ceea ce nu cred că este teribil de plăcut. Două secunde. La naiba. Ne îndepărtăm până aici. Și ne continuăm atacul de la distanță. În principal nu o să avem probleme. Și am fost doborât. Ne vom repune aici în zonă. Aici va trebui să-mi continui atacul. Încă puțin. Super. Trebuie să avem grijă. Îi omorâm pe Igor. Și după ne vom mișca mai departe. Bun, se pare că a aruncat o mină și la picioarele mele. Ceea ce mi se pare puțin ciudat. Totuși va trebui să-i omor. Iar treaba asta durează destul de mult. Cam așa. Să ne mișcăm mai departe. Pe aici. Avem ceva mai util? Pelerina asta cred că este destul de bună. O punem. Și să ne continuăm drumul. Super. Ne repunem. Și până la urmă l-am ucis destul de ușor. Undeva avem niște mănuși. Care nu par a fi cine știe ce mănuși. Și probabil va trebui să merg pe aici. Bun. Încă puțin. Superb.
Trebuie să-mi omorâm pe Igor. Sunt destul de mulți, nu știu de unde vin. Cine are așa de multe persoane pe nume Igor? Iar aici s-ar putea să mai avem parte de ceva inamici. Nu. Nu o să vin acolo. Și încă puțin. Aici este un teleportator. Probabil va trebui să ajung până la el. Bun. Vom avea mici probleme. Nu am pus aici tehnologia greșită. Ne îndepărtăm. Sau mă rog, încercăm. Foarte bine, aproape am ucis. Și acum trebuie să ne facem și aici același setup, dar cu o mică diferență. Se schimbă atacul principal. Și acum să ne deplasăm în direcția asta. Încă puțin. Ceva de genul. Foarte bine. Și cu puțin efort o să ajungem la obiectiv. Dar înainte ne vom opri pe aici prin zonă. Totul este bine. Și să sperăm că suntem mai aproape de destinație. Să sperăm. Super, am fost ucis. Se întâmplă destul de des. Mai ales acum că suntem către sfârșitul jocului. Aici totul este puțin mai greu. Aici avem niște puncte și probabil o să le punem în dexterity. Avem 5, punem aici 3. Și 2 la willpower. Așa. Aici mai sunt ceva inamici. Cred că aș putea să-i ucid mult mai rapid. Bun. Foarte bine. Și să ne uităm dacă pe aici o să găsim ceva. Super. Totuși, aș vrea să ocolesc zona asta.
Așa că o să venim pe aici. Încă puțin. Super. Coborăm și ne deplasăm pe aici. Încă puțin. În principal, luptele se rezumă la fugi și nu te lăsa lovit. Funcționează, ceea ce e bine. Dar nu este teribil de plăcut să fug așa într-una. Adică, cred că vă dați și voi seama. Încă puțin pe aici. Se mișcă destul de încet și aș putea să iau o oarecare distanță, dar totuși sunt niște inamici destul de enervanți, în principal pentru că sunt destul de tanky, iau destul damage. Așa, să ne deplasăm mai încolo. Bineînțeles că mai trebuie să fie ceva inamici. Bun. Nu am mai întâlnit inamici de genul de ceva timp. Trecem pe aici pe pod. Și tot îi atacăm. Super. Bun. Și se pare că facem o treabă destul de bună atât timp cât nu suntem atacați. Bineînțeles că trebuie să fie niște Igor. Spre norocul meu nu erau veterani. Super. Și cred că aici o să ne oprim și noi. Vă mulțumesc că ați urmărit, sper că a plăcut și ne vedem data viitoare cu un episod. Pa, pa!